Secțiile de neonatologie, pediatrie și ginecologie ale Spitalului Orășenesc Târgu Bujor au fost dotate cu echipamente medicale moderne, grație unei donații în valoare de aproape 65.000 de euro din partea organizației Salvați Copiii. Acțiunile organizației vin în contextul în care mamele provenind din mediile sociale mai sărace sunt expuse unei vulnerabilități crescute în timpul sarcinii. Lipsa aparaturii medicale performante este și una dintre cauzele majore ale mortalității infantile. Noi ne-am autoresponsabilizat de mai de 10 ani să contribuim la scăderea mortalității infantile și am văzut că se poate acest lucru cu investiții în echipamente și în sprijinirea gravidelor pentru controlul sarcinilor, în special a gravidelor din zonele vulnerabile, din comunități rurale. Și iată că din discuția cu specialiștii de la acest spital am stabilit o listă de echipamente absolut necesare și am venit astăzi cu un ecograf care înțeleg că e singurul, cu toate că există specialist cu pregătire în ecografie, totuși nu aveau un astfel de echipament atât de important pentru controlul sarcinii și depistarea anumitor probleme pe care fătul sau mama pot să le aibă. E un ecograf foarte modern. Tot pentru secția de obstetrică ginecologie am adus și un aspirator ginecologic pentru asistarea nașterilor, care va facilita expulzarea fătului mult mai ușoară și și fără traumatisme. Pentru neonatologie am adus un bilirubinometru, o lampă pentru fototerapie și un vizualizor de vene pentru nou-născuți. Și pentru secția de pediatrie, un monitor funcții vitale. Spitalul din Târgu Bujor este singura unitate medicală pe o rază de 70 de kilometri și deservește 63.000 de locuitori din mai multe comune din județul Galați. Anual, peste 1.000 de copii ajung să primească asistență medicală la Târgu Bujor, dar lipsa echipamentelor medicale îi împiedica până acum pe medici să facă față cazurilor mai complexe. Înainte de acest ecograf, eu am găsit unul foarte, foarte vechi. Cu el nu puteam face biometrie fecală, nu puteam vizualiza mai nimic, doar puneam o sondă pe corp să-mi dau seama și nici nu puteam înregistra, nici nu puteam măsura, nu puteam face nimic cu el. Eu, având competență ecografică, mi-am dorit un ecograf cu care să pot lucra, să pot face ceea ce am învățat. Monitorizează ecagheul, temperatura, saturația de oxigen în sânge. Are un mod de lucru pediatric și pentru nou-născuți. Și este indispensabil unei secții de ATI. Noua aparatură îi va ajuta pe medicii de la spitalul din Târgu Bujor să diagnosticheze și să trateze cazurile care altfel ar fi necesitat un transfer către un alt spital. Echipamentele pe care le-am primit de la Salvați Copiii ne vor ajuta să facem foarte multe lucruri importante pentru copilași și pentru mame. Cu aceste echipamente vom putea să tratăm pacienți, copii cu hemofilie, vom putea să monitorizăm și să tratăm bebeluși cu icter, vom putea să monitorizăm sarcini complicate și sarcini nemonitorizate, care sunt foarte frecvente la noi în spital. Nu mai vorbesc de fapt de confortul copiilor care vor rămâne în acest spital, vor fi îngrijiți de medicii noștri și vor sta alături de părinților în spitalul nostru. Donația de echipamente din partea organizației Salvați Copiii completează în mod fericit programul de investiții derulat la Târgu Bujor de Consiliul Județean Galați. Legat foarte bine de proiectul dumneavoastră și al spitalului, vreau să vă spun că la Târgu Bujor vom construi o secție de pediatrie nouă, absolut nouă, de la zero. Asta pe lângă un ambulatoriu de specialitate și eficientizarea energetică a unei din clădirile existente. Cu alte cuvinte, spitalul din Târgu Bujor în proporție de 85-90% va fi reclădit în temelii. Va fi cu totul
și cu totul nou. Iar sprijinul dumneavoastră cu dotarea cu aparatură de specialitate ne onorează și ne obligă în același timp să facem cât mai repede toate lucrurile pe care ni le-am propus și pe care le avem în stadii destul de avansate. Toți cei care doresc să se implice în sprijinirea programelor de sănătate a mamei și copilului o pot face alături de echipa Salvați Copiii, dar și printr-un simplu SMS de 2 euro lunar cu textul Salvez la numărul 8844.